noi la punctul A am avut aproape 4,3 milioane de lei la intrarea în booster, iar la finalul boosterului rezultatul vostru cumulativ este de 10,4 milioane. Deci voi luați oameni care vă produc profit, dar nu oameni de dragul oamenilor. Viața noastră de antreprenori, ea în primul rând este determinată prin deciziile nu ușoare pe care noi trebuie, suntem nevoiți să le luăm în fiecare zi. Pentru mine booster a fost mai mult un rezultat calitativ decât cantitativ. În general, în booster se impun anumite tipare noi comportamentale care nu sunt foarte obișnuite pentru majoritatea din voi. Toate aceste acțiuni cumva împreună am crescut, împreună am realizat lucruri frumoase, am crescut împreună și asta cel mai mult m-a motivat să lucrez și să muncesc zi de zi. Ruleala la nivel strategic înseamnă că voi vă tratați afacerea foarte superficial. Când nu aș telefona și aveam un sfat care pe mine să mă ajute și eu la temă, că n-am la temă, la temă și să răspunde. De ce majoritatea spun că domnul Sergiu, vă mulțumim pentru receptivitate? Asta este motivul, pentru că 24/7 domnul Sergiu e la slujbă. Am aici rezultatul, adică dovada muncii mele și sunt foarte recunoscătoare întregii echipe. Mult succes pe mai departe, tot ce am învățat aici vom implementa și în continuare. Recomand cu încredere tuturor să apeleze la serviciul domnului Sergiu pentru a avea un rezultat prosper în ceea ce fac ei.